Consiliul Județean Mehedinți a fost astăzi gazda unei întâlniri de lucru cu privire la oportunitățile de finanțare din programul regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Pentru întreaga regiune Oltenia sunt disponibile fonduri în valoare de peste 1 miliard de euro. Sub sloganul Oltenia spre viitor cu regio, astăzi la Consiliul Județean Mehedinți a avut loc o întâlnire între conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, conducerea executivă a județului Mehedinți și primarii din județ, având ca temă oportunitatea unei finanțări generoase pentru proiecte de dezvoltare complexe. Programul vizează 5 obiective de politică asumate la nivelul Uniunii Europene, ce vor avea ca finalitate o Europa mai inteligentă, mai verde, mai conectată, mai socială și mai apropiată de cetățeni. Alocările financiare sunt generoase, iar apelurile lansate în consultare sunt de la eficiență energetică, infrastructură educațională și până la dezvoltare urbană integrată. Noi ne-am propus ca, în primul rând, să vă dăm toată informația și nu numai pe programul regional Sud-Vest Oltenia, unde avem o alocare de 1,2 miliarde de euro, deci bani care sunt alocați strict pe regiunea Oltenia, pe cele 5 județe pe care noi le gestionăm din punctul ăsta de vedere. Vorbeam de gestionarea programelor, v-am spus că vreau să vă ținem la curent cu tot ceea ce înseamnă alocări de fonduri europene și pentru asta, în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională, avem un departament, departamentul de marketing se numește, departament care, a cărui sarcină importantă este să vă țină la curent și dumneavoastră să luați toate informațiile necesare. Mai mult, vrem ca, după cum știți, aici avem la Severin avem un birou. Vrem să îi dăm mai multă importanță și acestui birou. Va fi o persoană care va face parte din departamentul nostru de marketing, unde dumneavoastră să veniți să luați toate informațiile și eu știu să undeva să încercăm să nu vă punem pe drumul să veniți numai la Craiova să luați informațiile respective. Astăzi conducerea ADR a venit alături de noi pentru a vă oferi în primul rând dumneavoastră, domnilor primari, dar și reprezentanților celorlalte unități administrative teritoriale, toate informațiile de care considerați dumneavoastră că aveți nevoie, astfel încât să vă ușureze accesarea de fonduri europene pe viitorul program regional 2021-2027. Și sunt convins că vor putea să vă răspundă la absolut toate întrebările pe care dumneavoastră le veți pune. Este un program operațional 2021-2027 extrem de ambițios, un program complex, diversificat, care astăzi, bineînțeles, vă va fi prezentat, disecat, diseminat în detaliu. Este o importanță deosebită în economia județului nostru, pentru că de-a lungul celor, să zicem, aproximativ 10 ani, ultimilor 10 ani, autoritățile locale, în frunte cu Consiliul Județean Mehedinți, cu Primăria Drobeta-Turnu-Severin și alături de dumneavoastră, unitățile administrativ-teritoriale ale județului, a fost adevărat vector de dezvoltare. Autoritățile publice prezente la eveniment au putut afla detalii despre oportunitățile oferite de programul Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prioritățile de finanțare și bugetul alocat, ghidurile specifice care s-au aflat în consultare publică, precum și aspecte privind achizițiile publice. De asemenea, a avut loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru ca primarii să fie lămuriți asupra tuturor aspectelor.